Da, are o ancoră acolo și un pește, exact. Ăsta-i. Bătrânul Trabant. Da, cred că au locuit acolo cândva. Au locuit cândva. Pe timpul lui Burebist. Bună, eu sunt Dana. Bună, eu sunt Cătălin. Călătorim în timpul liber sau atunci când timpul ne permite. Vă arătăm și vouă locuri minunate. Să mergem să explorăm. Aquamarine Hotel de 4 stele. Și Casa de Fiori. De 5 stele. Casa de Fiori arată mai fain. Are 5. Da, drăguț. Sunny Castle Hotel de 4 stele. Și acolo este dealul pe care a fost o cetate. După semnarea Tratatului de Pace de la București, în 1913, Kraljevo a fost al României. Iar în 1926 aici au fost construite mai multe clădiri. În 1940, Kraljevo a revenit bulgarilor cu toate clădirile, în care s-au făcut mai târziu tabere pentru copii. Plaja este aproape la fel ca în Albena, nisipul este albenic, ușor fin, moale. Intrarea în mare este la fel de puțin adâncă ca și în Albena. Dimensiunile plajei sunt mai modeste, o lungime de 1,5 km, o lățime de până la 60 de metri. Plaja din Kraljevo este una dintre cele mai liniștite, curată și frumoasă. Acest loc este pitoresc și frumos. Și fascinant când îl vezi pentru prima dată. Ce mănâncă el acolo? Au prinse o Are perla. Da, e vie. O găsi în apă. Acolo am găsit melci mari. Uite, mai e și aici, dar e mai micuț. Ia Gabriela, un liliac din... De la emisiunea, iartă-mă, mulțumesc! O, iartă-mă! Mulțam! Mulțam pe aici! Frumos e! Da! Drumul, merg eu înainte, dacă nu mai vreți voi. Hai, hai, prin bun schiet poate te găsesc acolo. Cu lațul de picior. Cine dracu a pus la pus să o pun acolo? A pus casa, uite-te! Uite da. Unde a pus casa ăla, uite. Da, cred că au locuit acolo cândva. Au locuit cândva. Pe timpul lui Burebist. Uite ce pești, mă, da. Yeah, Picia nu ne mai întoarce, mă. Da, Picia? Bă, tu crezi că noi suntem singuri? E traseu de drumeție. Da. Tu crezi că noi suntem singuri? Dă-i cu mintea întreagă. Prima mai fost. Copăcelul ăsta?
păr sălbatic. Uite care fructe. Spăruși. Dar o ia spre... Avem, nu știu ce e. Avem în dreapta un cutui. A, ăla l-am recunoscut și eu. Da. Ia uite ce floare frumoasă am găsit aici. Hai de capul. Superbă. Să ne ținem ca altfel în tufe în vale. Poți că ești mai învățat, dar nu, eu nu pot nici unul. Hai mă, că vă mai și prefacem. Hai mă, lasă-ne. Mă ieși de acolo tot abrupt. Hai că pe aici e bine. Cred că e satul pescăresc. Asta a făcut-o mai târziu după ce. Aici e un satul pescăresc. Aici a pescat. Uite bărci, spini. Uite, arată la pescat. Pescat, fiși. De ancor. Da, are o ancor acolo și un pește, exact. Uite mă, asta, Dana, uite, ăsta e drumul de merge pe la casele alea pe deasupra. Păi pe aici o luăm. Așa vezi, nu stâng. Nu, nu s-a înfund. Se înfundă ăsta, dar iese pe o potecă, iese tot în ăla. Ce dacă? Avem nimic. Floare albă de mac. Trabant. Bătrânul trabant. În boscheți. Toate hotelurile. Nu, gen pe drum, pe acolo. Floare de măr, cred. Măr, 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 Ionatan. Gârfești, mungarii la drumul măi ceva ca aici. Măr, sălba. Da. E așa ceva aici, în castel. Nu știu ce este. Dați subscribe și haideți cu noi și în alte călătorii. Vă mulțumim! La revedere! Bye bye!